Medicii, asistentele și infirmierele din Spitalul Făgăraș amenință cu demisia dacă, potrivit ordinului Ministrului Sănătății, vin bolnavi cu coronavirus în această unitate spitalicească pentru a fi îngrijiți. Reprezentanții spitalului au un mesaj pentru ei. Vreau să mă adresez angajaților Spitalului Municipal Făgăraș și le cer cu tărie să rămână la locul de muncă. Am avertizat organele de aplicare a legii că este posibil ca această decizie irresponsabilă a respondenților a conducerii județului Brașov să provoace acte de dezordine socială în municipiul Făgăraș și împrejurimi. De aceea m-am adresat primului ministru cerându-i să oprească irresponsabilitatea acestor domni și îi voi numi pe prefectul Brașov, numitul Adrian Beștea și pe numitul prefectul județului Brașov, Văzâi Cătălin, care se fac responsabil dacă acest ordin de acte cu caracter criminogen și vor răspunde în acest sens. Pentru că ați văzut că la Suceava s-a început deja urmărirea penală. Nu este logic ca acest virus să fie diseminat la 75 de kilometri distanță. De asemenea, îi solicit managerului Spitalului Județean de Brașov să impună cu cea mai mare urgență angajaților Spitalului Județean din Brașov și să interzică să mai sune personalul Spitalului Municipal Făgăraș. Pentru că ieri seară, și mă refer la centrul de dializă, au vrut să transfere un pacient, iar întregul personal de la dializă a vrut să-și dea demisie. Mariana Câjo are un mesaj și pentru cetățenii Făgărașului. Vreau să mă adresez de asemenea cetățenilor municipiului Făgăraș și cei din împrejurimi. Să rămânem uniți. Vom cere primului ministru să pună capăt acestor decizii responsabile luate la nivelul conducerii județene Brașov. Până atunci, nicio ambulanță nu va intra în Spitalul Municipal Făgăraș, aducând pacienți din celelalte spitale infectați cu COVID.